Rugăciunea și acatistul zilei de vineri. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a răstignirii tale pe cruce, ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea ta că eu sunt cel ce te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă bunătății tale celei nespuse, să mă învrednicești cu darul Tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patimi pentru credința, speranța și iubirea ce le am către Tine, precum Tu cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să port crucea Ta cu bucurie și cu mare căință și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea ta, ca să o simt precum au simțit-o iubita ta maică, ucenicii tăi și femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă crucea ta. Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea ta, precum ai făcut de te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la răstignirea ta și mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit și ți s-a plecat de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie tâlharului celui rău, darul tău, precum atunci i-ai dat aceluia, iartă-mi și mie păcatele. Pentru sfintele tale patimi și cu bună întoarcere și căință, mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce miești. Mă închin crucii tale, Hristoase, pentru iubirea ta către noi, zic către dânsa. Bucură-te, cinstită cruce a lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea. Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis ușa raiului. O Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia. Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viață. De aceea, rogu-mă ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, pierdut de nu mă vei încerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca ta putere și cu darul sfintei tale cruci, căreia mă închin și o măresc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acatistul Sfintelor Pătimiri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc întru sine să nu gândească, că Împăratul împăraților și Domnul domnilor merge să se junghie și să se dea spre mâncare credincioșilor. Și merg înaintea lui cetele îngerești, cu toată căpetenia și puterea, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, fețele acoperindu-și și strigând cântarea, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-te răstignit pe cruce, făptura toată s-a schimbat, cerul s-a înspământat, temeliile pământului s-au clătinat, iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulțumire aducând pătimirilor tale pentru noi, cu tâlharul strigăm ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cel ce Dumnezeu fiind, pentru noi om te-ai făcut și pe noi, cei omorâți de păcate, cu trupul și sângele tău cel făcător de viață ne-ai înviat. Drept aceea, ție, căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm. Iisuse Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi. Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea ta stăpânirea morții ai stricat. Iisuse, Cel ce cu rănile tale lumea ai răscumpărat. Iisuse Mântuitorule, întărește-ne în ispite. Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Văzându-te pe tine îngerul în grădina Ghețimanii, în rugăciuni nevoindu-te până la sudoarea de sânge, stând înaintea ta te întărea, când te îngreunau ca o sarcină grea păcatele noastre, căci tu, pe Adam ridicându-l, l-ai adus înaintea Tatălui, plecându-ți genunchii și rugându-te. Pentru aceasta, cu smerenie, cu credință și cu dragoste, îți cântăm ție, Aleluia! Înțelegerea cea neînțeleasă a pătimirii tale celei de voie n-au înțeles-o iudeii. Pentru aceea, când te căutau pe tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor, Eu sunt. Iar ei, deși au căzut la pământ, după aceea te-au dus legat la judecată. Dar noi, căzând cu umilință și cu dragoste, strigăm ție. Iisuse, Cel ce ești lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană. Iisuse, Cel ce locuiești într-o lumină cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, de Fiul pierzării ai fost dat la moarte. Iisuse,
cel ce dăruiești tuturor în dar, ai fost vândut pentru 30 de arginți. Iisuse, cel fără de vicleșug, de vânzătorul Iuda cu vicleșug ai fost sărutat. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cu puterea dumnezeirii tale, ai arătat dinainte lepădarea cea de 3 ori a ucenicului tău. Dar el, deși s-a lepădat de tine cu jurământ, după aceea, când te-a văzut în casa arhiereului, pe tine, domnul și învățătorul lui, a plâns cu amar. Caută, dar, și spre noi, Doamne, și inimile noastre cele împietrite, umple-le de dragostea ta, iar ochilor noștri, dă-le lacrimi de pocăință, ca să ne spălăm păcatele noastre, strigând către tine, Aleluia! Având cu adevărat stăpânire ca un arhiereu în viac, după rânduiala lui Melchisedec, ai stat înaintea arhiereului Caiafa, cel fără de lege. Tu, cel ce ești domnul și stăpânul tuturor, primind să fii chinuit de cei pe care tu însuți ai zidit, pentru aceasta primește acum de la noi această rugăciune. Iisuse, cel ce ești dorirea tuturor, dacă pentru frică apostolul Petru de tine s-a lepădat, nu ne lepăda pe noi păcătoși, ci ne mântuiește. Iisuse, ajută-ne să nu ne lepădăm de tine. Iisuse, cel ce ești fără de preț, dar cu preț ai fost vândut, scapă-ne și pe noi de vrăjmași. Iisuse, arhiereule, cel ce în Sfânta Sfintelor a intrat, curățește-ne și pe noi cu sfânt sângele tău de toate întinăciunile trupești și sufletești. Iisuse, cel ce ai fost legat, dar singur ai puterea de a lega și a dezlega, dezleagă păcatele noastre cele multe. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Iudeii, cu vivorul uciderii lui Hristos suflând și glasul Tatălui minciunii ascultând, al diavolului cel ucigător de oameni, te-au lepădat pe tine, cel ce ești calea, adevărul și viața cea adevărată. Iar noi pe tine, Hristoase, puterea lui Dumnezeu, în care sunt tăinuite toate vistieriile înțelepciunii, mărturisindu-te, strigăm către tine, Aleluia! Auzind Pilat blândețea graiurilor tale, te-a dat ca pe un vrednic de moarte spre răstignire, deși singur a mărturisit că nicio vină n-a aflat întru tine. Mâinile și-a spălat, însă inima și-a întinat-o, iar noi, minunându-ne de taina pătimirii tale, cele de voie, cu umilință strigăm către tine. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei, muncit ai fost de fiii celor fără de lege. Iisuse, cel ce îmbraci cu podoabă cerul și pământul, gol ai fost și batjocorit. Iisuse, cel ce speli rănile păcatelor, rănit ai fost. Iisuse, împăratul tuturor, în loc de dragoste și mulțumire, chinuri aspre de la fiii lui Israel ai primit. Iisuse, cel ce pentru noi ai fost chinuit și batjocorit și rănit, tămăduiește rănile sufletelor și trupurilor noastre. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cu sângele rănilor tale te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Știm cu prorocul, știm cu adevărat pentru ce sunt înroșite hainele tale. Noi, Doamne, cu păcatele noastre te-am rănit pe tine. Încă ție, celui ce ai fost rănit pentru noi, îți strigăm cu credință. Aleluia! Văzându-te pe tine cu Duhul, mai înainte grăitorul de Dumnezeu, Isaia, plin de răni și fără de cinste, înspăimântat fiind, a strigat. Văzutul am pe el și nu avea chip, nici frumusețe. Iar noi, privindu-te răstignit pe cruce, cu credință strigăm,
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe om. Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe față, spre a cărui față îngerii a căuta nu pot. Iisuse, care cu trestie ai fost bătut peste cap, pleacă-ne spre smerenie capetele noastre. Iisuse, Cel ce ochii cei prea luminoși cu sânge i-ai avut întunecați, întoarce ochii noștri ca să nu vadă deșertăciunile lumii. Iisuse, Cel ce ai fost bătut și cu toate mădularele durerea ai suferit, fă-ne întregi și sănătoși. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Propovăduitor al nevoințelor tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru tine. Dar iudeii, ca niște fiare sălbatice, văzând sângele tău, scrâșneau din dinți strigând, răstignește-l, răstignește-l. Iar noi, sărutând preacuratele tale răni, cântăm Aleluia. Strălucit ai la arătare spre mirarea îngerilor și a oamenilor. Pilat pentru tine a grăit, iată omul. Veniți dar cu toții să ne închinăm Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost batjocorit, și să-i strigăm. Iisuse, Făcătorul și Judecătorul tuturor, Tu te-ai lăsat judecat și chinuit de cei ce prin tine s-au zidit. Iisuse, Dădătorul înțelepciunii, celor fără de minte răspuns nu ai dat. Iisuse, Cel ce tămăduiești pe cei bolnavi de păcate, dă-ne alinare prin pocăință. Iisuse, Păstorul cel bun, Cel ce ai fost batjocorit de demoni, umple inimile noastre de dragostea ta. Iisuse, primește-ne în ceata aleșilor tăi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Vrând să izbăvești pe om din robia vrăjmașului, te-ai smerit pe tine înaintea vrăjmașilor tăi, Iisuse, și ca un miel fără de glas, spre înjunghiere ai fost adus. Răni pretutindeni răbdând, ca întru totul să-l vindeci pe omul care-ți cântă ție. Aleluia! Îndelungă răbdare ai avut când ostașii te batjocoreau, după porunca judecătorului nedrept, cu răni cumplite chinuind trupul tău care s-a umplut în întregime de sânge. Pentru aceasta cu lacrimi de umilință strigăm ție. Iisuse, iubitorule de oameni, care de oameni cu spini ai fost încununat. Iisuse, cel fără patimă, care grele pătimiri ai răbdat, ca pe noi din patimă să ne izbăvești. Iisuse, mântuitorul nostru, mântuiește-ne pe noi, cei vrednici de toată osânda. Iisuse, sprijinitorul și întăritorul nostru, care ai fost părăsit de toți, întărește-ne pe noi, robii tăi. Iisuse, bucuria noastră, cel ce tare ai fost necăjit de oameni, veselește-ne pe noi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. În chip minunat s-au arătat ție Moise și Ilie pe muntele Taborului, grăind despre moartea ta pe care aveai să o pătimești în Ierusalim. Acolo văzând slava ta, iar aici mântuirea primind-o, cântăm ție. Aleluia! Pentru mulțimea păcatelor mele, ocări și chinuri ai răbdat, Hristoase, pretutindeni de cei răi ai fost gonit, și ca unii ce te socoteau a fi împotriva cezarului, iar alții, ca pe un făcător de rele, te judecau, încât strigau, ia-l și răstignește-l. Iar noi pe tine, Domnul cel răstignit pentru mântuirea noastră,
din adâncul inimii te rugăm. Iisuse, judecătorul nostru, care cu nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca pe noi după faptele noastre. Iisuse, ajutorul nostru, cel ce ai pătimit pe cruce, în ceasul necazurilor nu ne lăsa pe noi. Iisuse, care ai strigat către Tatăl pentru ajutor, ajută-ne în neputințele noastre. Iisuse, Mântuitorul nostru, care necinste ai primit, nu ne lipsi de slava ta, ci ne mântuiește. Iisuse, cel ce ne-a învățat adevărata smerenie, nu ne lepăda pe noi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Toată firea s-a clătinat văzându-te pe tine răstignit pe cruce. Soarele în cer razele și-a ascuns. Pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a despicat, pietrele s-au sfărâmat, iadul pe morți i-a scos afară, iar noi cu credință și cu smerenie, închinându-ne sfintelor tale pătimiri, cântăm Aleluia. Ritorii, cei mult vorbitori, deși mult grăiesc, nu pot să dea mulțumire vrednică dumnezeieștilor tale patimi, iar sufletele și trupurile noastre, inimile și toate mădularele noastre, cu umilință se roagă către tine, iubitorule de oameni. Iisuse, cel ce pironit fiind pe cruce, mâinile către toți ai întins, pironește și zapisul greșelilor noastre. Iisuse, mierul lui Dumnezeu, cel ce în coastă ai fost împuns, învrednicește-ne a intra în cămara ta cea cerească. Iisuse, cel ce ai fost răstignit, răstignește păcatele și patimile noastre. Iisuse, cel ce te-ai săvârșit în chinuri, dă-ne nouă să nu judecăm și să nu osândim pe nimeni. Iisuse, mult milostive, să nu cadă peste noi osânda ta. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Vrând să mântuiești lumea, ai tămăduit, Doamne, orbii, șchiopii, surzii și leproșii. Duhurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscători, cu răutatea chinuindu-te, pe cruce te-au pironit, căci nu știau să cânte ție. Aleluia! Împărate preaveșnice, Iisuse, pătimit ai cu trupul pentru a noastră neînfrânare, ca să ne speli de păcate, dându-ne nouă pildă ca să urmăm sfintele tale învățături și cu dragoste să strigăm. Iisuse, dragostea cea fără de sfârșit, celor ce te-au răstignit, nu le-ai socotit păcatul. Iisuse, cel ce cu lacrimi și cu suspinuri te-ai rugat, învață-ne pe noi să ne rugăm. Iisuse, cel ce toate prorociile despre tine le-ai împlinit, împlinește dorințele cele bune ale inimilor noastre. Iisuse, cel ce ți-ai dat Duhul în mâinile Tatălui, primește în ceasul ieșirii și duhurile noastre. Iisuse, cel ce nu ai oprit împărțirea veșmintelor tale, cu blândețe se despars de trupuri sufletele noastre la vremea rânduită. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cântare cu totul umilită a adus ție cea cu totul nevinovată, Maica ta, zicând, deși pătimești pe cruce, te știu pe tine din pântece, ca pe cel ce din Tatăl născut mai înainte de luceafăr, și văd că toată făptura cu tine pătimește. Cel ce ți-ai dat Duhul Părintelui tău, primește și duhurile noastre și nu ne lăsa pe noi, cei ce-ți cântăm ție. Aleluia! Cântăm suferința ta cea de voie, ne închinăm pătimirilor tale, Hristoase,
și credem cu sutașul că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iar când vei veni cu putere multă și cu slavă mare pe norii cerului, atunci nu ne rușina pe noi, cei ce suntem răscumpărați cu sângele Tău și care-ți strigăm. Iisuse, mult pătimitorule, izbăvește-ne pe noi de plânsul cel veșnic, pentru lacrimile preacuratei Maicii Tale. Iisuse, cel ce de toți ai fost părăsit, nu ne părăsi pe noi în ceasul morții noastre. Iisuse, primește-ne și pe noi ca pe Magdalena să sărutăm sfintele Tale picioare. Iisuse, cu vânzătorul și cu cei ce Te-au răstignit pe Tine, nu ne osândi pe noi, smeriții robii Tăi. Iisuse, fă-ne părtași bunătăților cerești. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Dăruiește-ne har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Hristoase, și ne primește pe noi, cei ce cinstim sfintele Tale patimi, precum ai primit pe Pavel și pe cei ce Te-au slăvit pe Tine, șterge păcatele noastre, curățește-ne, sfințește-ne și ne mântuiește pe noi, cei ce cu credință, cu smerenie și cu dragoste Ție-ți cântăm. Aleluia! Cinstind și slăvind pătimirea Ta, Hristoase, Te lăudăm și credem împreună cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce vei judeca vii și morții. Învrednicește-ne, Doamne, împărăției Tale celei veșnice pe noi, cei ce strigăm către Tine. Iisuse, Cel ce pentru noi ai pătimit, izbăvește-ne din necazuri, din patim și din nevoi. Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapă-ne pe noi de batjocura vrăjmașilor noștri. Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi pentru păcatele noastre, ci ne mântuiește. Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, dă inimilor noastre umilință și smerenie, ca să ne mărturisim greșelile și păcatele noastre. Iisuse, Cel ce ești dragostea cea netrecătoare, nu îngădui să fim biruiți de păcate. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. O, Iisuse Hristoase, Melușerul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire pe care o aducem Ție și cu mântuitoarele Tale patimi, vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea Ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și la sfârșitul vieții noastre nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea Ta din veșnica moarte, să strigăm Ție, Aleluia! O Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire pe care o aducem Ție și cu mântuitoarele Tale pătimiri, vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea Ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și la sfârșitul vieții noastre nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea Ta din veșnica moarte, să strigăm Ție, Aleluia! O Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire pe care o aducem Ție și cu mântuitoarele Tale pătimiri vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea Ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și la sfârșitul vieții noastre nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea Ta din veșnica moarte, să strigăm Ție, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Cel ce Dumnezeu fiind, pentru noi om Te-ai făcut,
și pe noi, cei omorâți de păcate, cu trupul și sângele Tău, cel făcător de viață, ne-ai înviat. Drept aceea, căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm. Iisuse Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi. Iisuse, cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea Ta stăpânirea morții ai stricat. Iisuse, cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat. Iisuse Mântuitorule, întărește-ne în ispite. Iisuse, cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne. Iisuse Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția Ta. Iisuse, cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe cruce, toată făptura s-a schimbat. Cerul s-a înspământat, temeliile pământului s-au clătinat, iar noi nevrednicii închinăciune de mulțumire, aducând pătimirilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ție. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului și al pământului, Mântuitorul lumii, iată noi nevrednicii și păcătoșii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei Tale și mulțumire Ți aducem, Împărate al tuturor și Doamne, că bine ai voit ca un om a purtat toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile, fiind nouă ajutor, împreună pătimitor și mântuitor. Știm, întru tot îndurate, Stăpâne, că pentru mântuirea noastră crucea și patimile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmașului. Ce dar vom aduce Ție, iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoși. Sufletele și trupurile și toate cele bune de la Tine sunt și noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim. Bune și îndurate, Doamne, lăudăm îndelunga Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne preacuratelor Tale pătimiri, și cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale, strigând. Miluiește-ne pe noi, robii Tăi, și fă să nu fie fără de roade întru noi crucea Ta cea sfântă, și, ca împărtășindu-ne aici cu credință pătimirilor Tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.